bine ați revenit la probleme rezolvate de curent continuu. Problema de azi este un foarte bun antrenament pentru rezolvarea problemelor în care intervine calculul randamentului unui circuit electric. Să vedem enunțul. Știm deci că randamentul primei surse, atunci când rezistența ei de sarcină este R mare, este eta 1. Iar randamentul celei de-a doua surse, atunci când are aceeași rezistență de sarcină R mare, este eta 2. Și trebuie să calculăm randamentele circuitelor în care cele două surse vor fi odată legate în serie și vor avea aceeași rezistență de sarcină R mare și pentru cazul în care sursele sunt legate în paralel și vor avea aceeași rezistență de sarcină cu valoarea R mare. Prin definiție, randamentul unui circuit electric, notat cu litera eta, este raportul dintre puterea utilă și puterea totală. Dar puterea utilă este puterea pe receptorul din circuit. În cazul nostru, rezistorul cu rezistența R mare. Și atunci randamentul îl putem scrie I pătrat ori R, intensitatea la pătrat înmulțită cu rezistența de sarcină, care este puterea utilă, supra intensitatea la pătrat pe lângă R mare plus R mic, care este puterea totală, pentru că rezistența totală a circuitului este rezistența receptorului și rezistența plus rezistența internă a sursei. Pentru că problema nu spune nimic despre conductoarele de legătură, despre așa numită rezistența liniei, considerăm că ea este neglijabilă. Și atunci putem să simplificăm cu I pătrat și obținem o expresie pentru randament în funcție de rezistențele din circuit, R mare supra R mare plus R mic. Și atunci, pentru cazul în care circuitul este alcătuit din prima sursă și rezistorul R mare, randamentul va fi eta 1 egal cu R mare supra R mare plus R mic 1, iar atunci când legăm la același rezistor R mare a doua sursă, randamentul va fi eta 2 dat de relația R mare supra R mare plus R mic 2. Faptul că cele două surse au randamente diferite atunci când rezistența lor de sarcină este aceeași, ne arată că ele au rezistențe interne diferite. Le-am notat cu R mic 1, respectiv cu R mic 2. Și acum, ca să exprimăm randamentele în cazul legării surselor în serie, respectiv în paralel, în funcție de randamentele eta 1 și eta 2, va trebui să exprimăm aceste rezistențe interne, R mic 1, respectiv R mic 2, în funcție de randamente. Și avem așa, pentru prima expresie, eta 1 înmulțit cu R plus eta 1 înmulțit cu R mic 1 este egal cu R mare. Și atunci voi avea R mare pe lângă 1 minus eta 1 este egal cu eta 1 înmulțit cu R mic 1. Și voi găsi atunci că R mic 1 se poate scrie R mare înmulțit cu 1 minus eta 1 supra eta 1. Și bineînțeles, pentru că e vorba de aceeași expresie din punct de vedere matematic, pentru R mic 2 voi obține expresia R mare înmulțit cu 1 minus eta 2 supra eta 2. Și avem atunci cele două rezistențe interne exprimate în funcție de cele două randamente. Și acum
putem calcula randamentele care ne interesează pentru legarea în serie, respectiv legarea în paralel. Am exprimat, deci, cele două rezistențe interne, RMIC 1 și RMIC 2, așa cum vedeți pe tablă, în funcție de eta 1, eta 2, cele două randamente și rezistența R mare. Și acum putem să calculăm, să începem cu randamentul la legarea în serie, în cazul legării în serie. Dacă sursele sunt legate în serie, așa cum vedeți în desen, iar rezistența de sarcină este tot R mare, atunci rezistența totală a circuitului este R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Pentru că la legarea în serie, rezistențele se adună. Și atunci randamentul în cazul legării în serie, să spunem eta S, va fi R mare supra R mare plus R mic 1 plus R mic 2. Și acum nu ne rămâne decât să substituim R mic 1 și R mic 2 cu expresiile lor funcție de randamentele eta 1 și eta 2. Și atunci eta serie va fi R mare supra R mare plus, observați că pentru suma R mic 1 plus R mic 2, R mare se poate da factor comun și voi avea R mare pe lângă 1 minus eta 1 supra eta 1 plus 1 minus eta 2 supra eta 2. Dacă îl dau pe R mare factor comun la numitor, el se poate simplifica cu R mare de la numărător și obțin că eta serie va fi 1 supra 1 plus, aici voi avea eta 2 minus eta 1 eta 2 plus eta 1 minus eta 1 eta 2 totul supra eta 1 înmulțit cu eta 2. Și acum trebuie să adun această fracție cu 1, pe care îl voi scrie, evident, eta 1 înmulțit cu eta 2 supra eta 1 înmulțit cu eta 2, ca să am același numitor. Și atunci eta serie va fi 1 supra, voi avea așa, eta 1 înmulțit cu eta 2 plus eta 1 plus eta 2 și am minus eta 1 eta 2 cu minus eta 1 eta 2 de 2 ori minus eta 1 eta 2 eta 1 înmulțit cu eta 2 și totul supra eta 1 înmulțit cu eta 2. Relație care se poate scrie eta serie egal cu produsul eta 1 înmulțit cu eta 2 trece la numărător supra, la numitor a rămas eta 1 plus eta 2 și minus de 2 ori eta 1 eta 2 cu eta 1 eta 2, mai am minus eta 1 înmulțit cu eta 2. Și am găsit expresia randamentului în cazul în care cele două surse formează o baterie în care sunt legate în serie, exprimată în funcție de randamentele lor, atunci când debitează singure curent pe rezistorul de sarcină R mare și care au valorile eta 1 respectiv eta 2. Acum să vedem cazul în care cele două surse sunt legate, așa cum vedeți în desen, în paralel. În acest caz, rezistența internă echivalentă a bateriei formată din cele două surse va fi dată de relația R mic, R mic P de la paralel, este R mic 1 înmulțit cu R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2. Și atunci randamentul eta P va fi R mare
supra R mare plus R mic 1 înmulțit cu R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2. Să luăm această fracție separat, să vedem dacă folosim expresiile pentru R mic 1 și R mic 2, ce obținem. Avem R mic 1 înmulțit cu R mic 2 la numărător, adică R mare pătrat pe lângă 1 minus eta 1 supra eta 1 înmulțit cu 1 minus eta 2 supra eta 2. Și la numitor avem suma lor, R mare se poate da factor comun, pe lângă 1 minus eta 1 supra eta 1 plus 1 minus eta 2 supra eta 2. R se simplifică și avem mai departe la numărător 1 minus eta 1 minus eta 2 plus eta 1 eta 2, totul supra eta 1 înmulțit cu eta 2 pe care îl scriu la numitor, eta 1 înmulțit cu eta 2, înmulțit cu, dacă aici aducem la același numitor și facem adunarea, vom avea la numitor eta 1 înmulțit cu eta 2 și la numărător eta 2 minus eta 1 eta 2 plus eta 1 minus eta 1 eta 2. Și atunci eta 1 înmulțit cu eta 2 se simplifică și am obținut pentru această fracție expresia pe care o vedeți, care e exprimată în funcție de cele două randamente, eta 1 și eta 2. Și atunci eta paralel va fi, observați că aici ne-a rămas un R pe care am uitat să-l scriu, așa că din nou R se dă factor comun și se simplifică și rămâne 1 supra 1 plus, și aici avem 1 minus eta 1 minus eta 2 plus eta 1 eta 2 supra, la numitor avem eta 2, sau să scriem eta 1 plus eta 2, și avem, observați aici, minus de 2 ori eta 1 înmulțit cu eta 2. 2, eta 1, eta 2. Observați că dacă facem aici adunarea, atunci se reduc eta 1 și eta 2, la numărător voi avea aceste reduceri. Numitorul fracției îl putem scrie la numărător și atunci obținem eta paralel este egal cu eta 1 plus eta 2 minus de 2 ori eta 1 eta 2, iar la numitor rămâne 1 minus eta 1 înmulțit cu eta 2. Și avem și expresia pentru randamentul bateriei formate din cele două elemente legate în paralel. Am ajuns la a treia întrebare. În care caz randamentul este mai bun? Adică în cazul în care cele două surse sunt legate în serie sau în cazul în care sursele sunt legate în paralel? Noi am dedus cele două expresii pentru cele două randamente, dar nu avem nevoie de ele ca să răspundem la această întrebare. Se poate și folosindu-ne de aceste expresii, dar e mai complicat. Trebuie un pic de calcul algebric. În schimb, dacă ne amintim că formula randamentului, formula generală a randamentului este R mare supra R mare plus R mic, observăm că randamentul este cu atât mai bun cu cât R mic este mai mic. De fapt, randamentul tinde la 1 atunci când R mic tinde la 0. Și înseamnă că
trebuie doar să comparăm cele două rezistențe interne ale bateriilor celor două elemente. În cazul legării în serie, RS este R mic 1 plus R mic 2, iar în cazul legării în paralel, RP este R mic 1 înmulțit cu R mic 2 supra R mic 1 plus R mic 2. Și știm cu toții că în cazul legării în serie, rezistența este mai mare, rezistența echivalentă, decât în cazul legării în paralel. Ceea ce înseamnă că randamentul în cazul legării în serie este mai mic decât randamentul în cazul legării în paralel. Pentru că, încă o dată spun, rezistența internă echivalentă în cazul legării în serie este mai mare decât rezistența internă echivalentă în cazul legării în paralel. Și am răspuns și la întrebarea a treia. Ultima întrebare. Cum sunt cele două randamente pe care le-am calculat, eta serie respectiv eta paralel, în comparație cu eta 1 respectiv eta 2? Mai mari sau mai mici? Să începem cu randamentul în cazul grupării în serie. Eta 1 înmulțit cu eta 2 supra eta 1 plus eta 2 minus eta 1 eta 2. Și să presupunem că el este mai mic decât, să zicem, eta 1. Și să presupunem așa pentru că am văzut că randamentul în cazul grupării serie este mai mic decât în cazul grupării paralel. Așa că facem această presupunere și vom vedea dacă ea a fost corectă sau nu. Putem să împărțim inegalitatea la eta 1, pentru că randamentele sunt întotdeauna pozitive, semnul va rămâne același, deci vom avea în continuare mai mic și vom avea eta 2 supra eta 1 plus eta 2 minus eta 1 eta 2 mai mic decât 1. Acum putem să înmulțim inegalitatea cu numitorul, care și el este pozitiv, pentru că eta 1 și eta 2 sunt subunitare. Vă las să vă gândiți de ce. Și atunci avem inegalitatea eta 2 mai mic decât eta 1 plus eta 2 minus eta 1 înmulțit cu eta 2. Și putem să reducem cu eta 2. Și atunci obținem că eta 1 pe lângă 1 minus eta 2 trebuie să fie mai mare decât 0. Și această inegalitate este evidentă, pentru că eta 1 e pozitiv, orice randament este pozitiv și pentru că atât eta 1 cât și eta 2, dar acum ne interesează, eta 2 este subunitar și paranteza este pozitivă. Și produsul la două numere pozitive este pozitiv. Ceea ce înseamnă că presupunerea a fost corectă și dacă veți repeta calculele pornind de la mai mic decât eta 2, veți vedea că și în acel caz obținem o inegalitate corectă. Așa că putem spune că eta serie este mai mic și decât eta 1 și este mai mic și decât eta 2. Și acum să vedem cazul grupării în paralel. Avem eta paralel, eta 1 plus eta 2 minus de 2 ori eta 1, eta 2 supra 1 minus eta 1, eta 2. Și pentru că randamentul circuitului paralel am văzut că este mai bun decât randamentul circuitului serie, să presupunem că acest randament este mai bun, deci mai mare decât eta 1. Să începem cu eta 1.
putem să înmulțim inegalitatea cu numitorul, pentru că deoarece eta 1 și eta 2 sunt subunitare și produsul lor este subunitar, deci am un număr pozitiv și voi avea eta 1 plus eta 2 minus de 2 ori eta 1 eta 2 mai mare decât eta 1 minus eta 1 pătrat înmulțit cu eta 2. Și atunci eta 1 se reduce. Și voi avea eta 2 minus de 2 ori eta 1 eta 2 plus eta 1 pătrat eta 2 mai mare decât 0. Și acum îl dau factor comun pe eta 2. Eta 2 pe lângă 1 minus de 2 ori eta 1 și plus eta 1 la pătrat mai mare decât 0. Și vă rog să observați că în această paranteză am 1 minus eta 1 totul la pătrat. Așa că pot să scriu inegalitatea sub forma y2 pe lângă 1 minus eta 1 la pătrat mai mare decât 0. Și această inegalitate este corectă, pentru că y2 e pozitiv și 1 minus eta 1 e un număr pozitiv, pentru că eta 1 e subunitar și ridicat la pătrat e tot un număr pozitiv și produsul la două numere pozitive este un număr pozitiv, deci mai mare decât 0. Și dacă veți repeta calculele punând condiția mai mare decât eta 2, veți vedea că obțineți tot o inegalitate corectă. Așa că eta paralel este mai mare și decât eta 1 și este mai mare și decât eta 2. Și cu asta am răspuns și la ultima întrebare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!